Dragi prieteni, cu teme interesante, așa cum v-am obișnuit, și cu oameni care ne pot lămuri asupra unor aspecte, oameni care se și pricep în domeniu, alături de noi, domnul colonel, locotenent colonel în rezervă, domnul Gheorghe Balaj, bună seara, bine ați venit, domnul colonel. Am onoarea să vă salut, bună seara. Ați rămas cu ticuri de astea, cu am onoarea să vă salut, cu de astea, nu? Nu, am rămas cu ticuri, dar mi se pare o formulă elegantă și plăcută pentru toată lumea. Cât pentru prietenii care nu ne cunosc sau nu vă cunosc. Haideți să facem așa un, un scurt CV al dumneavoastră. Din punct de vedere profesional, sunt ofițer la bază de artilerie, sunt licențiat în managementul organizației. La Sibiu am terminat patru uh, ani de, de studii. În 97 după care a urmat o lungă carieră militară, mai mult de 30 de ani am parcurs toate treptele carierei militare de la comandant pluton până la comandant de unitate tactică și am trecut în rezervă din poziția de comandant al Garnizoanei Satumare Mare și al Centrului Militar Județean Satumare. Mare. În cei 30 de ani de activitate am activat uh, aproximativ 4 ani în, uh, în structuri internaționale sau în misiuni externe, externe din care uh, aproximativ 7 luni am petrecut în Afganistan în perioada cea mai acută a conflictului, în 2011, din ianuarie până prin august. Și încă trei ani am lucrat în Turcia într-un comandament uh, internațional NATO sub comanda a Turciei în perioada 2014-2017 ca și șef de secție de planificare operații de gen. Deci ați fost să zic așa și în puncte fierbinți uh, ale conflictelor am fost uh, în puncte fierbinți, sunt veteran al teatrului de operații, sunt unul dintre cei câțiva, câteva zeci de veterani din județul nostru. Uh, am avut onoarea și plăcerea să lucrez cu uh, oameni de înaltă specializare și de înaltă probitate morală, uh, atât uh, din uh, România cât și din, uh, din țările NATO. Deci, din punctul ăsta de vedere, pot să mă mândresc uh, și chiar mă mândresc cu uh, cu niște colegi deosebiți și cu experiență de viață militare deosebită. Da. Din, spuneam, toată lumea se dă cu părerea la conflictele actuale și de aceea am dorit să vorbim și cu cineva care, mă rog, chiar, ați chiar participat la acțiunea ale NATO, pentru că până la urmă și aceste conflicte mai... Mulți sau mai puțin sunt suboare care supraveghere NATO, atât conflictul uh, din uh, Ucraina, care sigur că da fără o implicare directă a NATO, dar uh, totuși, uh, un asemenea, conflict creează atenție sau creează anumite stări mai deosebite și pentru NATO, și de asemenea și conflictul din fâșia Gaza, care și el riscă să devină, să se extindă. Ce părere aveți dumneavoastră ca specialist, să zic așa, și ca care ați fost, mă rog, și în zonă de conflicte? Cum vedeți această evoluție și în ce măsură vedeți eventual și implicarea NATO până la urmă în ele? Acum sunt multe valențe și foarte multe aspecte în această privință. Nu numai NATO, ci orice, orice țară cu armată cât de cât serioasă, cel puțin, trebuie să fie atentă la situația internațională, să o analizeze, pentru că de foarte multe ori se trag concluzii care sunt necesare și pentru armata propriei țări sau țării respective. NATO cu atât mai mult trebuie să le supravegheze, pentru că în orice conflict există o posibilitate potențială de a fi atrasă și uh, Alianța Nord-Atlantică, deși uh, această uh, posibilitate poate fi mai mare sau mai mică. Uh, acum, din punct de vedere al specializării mele militare, eu sunt ofițer de artilerie și am dublă specializare, practic, și ofițer de geniu. Am o experiență de, așa cum am precizat, aproape patru ani de zile în structuri de înalt nivel operativ, dar am lucrat pe o fâșie, pe o anumită bucată din din partea militară, deci. Aceste aspecte trebuie analizate, practic, în general și așa se face, de fapt, profesional și profesionist, de o echipă de specialiști din toate categoriile de forțe, practic, din forțe de aviație, când este cazul și din marină, din forțe terestre, cu siguranță, și din, din forțele speciale, pentru că anumite... Anumite state le consideră și acestea ca fiind două categorie de forță. Deci se analizează de o echipă de specialiști. Este ca la un examen, să zicem, medical, unde îți vine specialistul pe ortopedie, specialistul pe neurologie. Deci, din punct de vedere militar, aș face o considerație de genul ăsta. Sigur că am o specializare și o experiență, dar, așa cum am precizat, pe linia mea. De conducere interarme forțe terestre. Deci, cam pe asta aș putea să fac o analiză cât de cât serioasă. Din punctul meu de vedere, conflictul din Ucraina, care este cel mai aproape de noi și care a căpătat o. O stabilitate, ca să zicem așa, pentru că ați sesizat că linia frontului nu se schimbă sau se schimbă foarte puțin. Da, e oarecum încremenit situația. Este încremenit pentru că sunt niște chestiuni foarte simple și foarte logice aici, să știți. Pentru a crea un avantaj serios asupra inamicului, asupra adversarului, trebuie o superioritate, cel puțin, sau în anumite situații, supremație, deci aerian. Atunci când nu este atins acest aspect, din punct de vedere al aviației, practic nu poți să faci niște, niște câștiguri substanțiale în Spectaculoase. Nu poți, pentru că pur și simplu nu poți. Deasupra este aviația celorlalte stat. Din punctul ăsta de vedere, cu siguranță, conflictul stagnează, pentru că nici unii nu trec foarte mult, nici, nici alții nu trec foarte mult cu aviația. Ucraine, de fapt, este destul de văduvită pe linia aceasta. Mai este un aspect și eu întotdeauna am considerat cel mai important aspect, aspectul de dorință de a lupta. Dorința de a lupta este cea mai importantă caracteristică, cea mai importantă trăsătură a unui conflict. Să știți, dacă nu vrei să te lupți, dacă nu vrei să bați pe cineva, nu câștigi acel conflict. Credința este de foarte multe ori mai puternică decât armele. Uh, și aici încep să cred că există o situație în care lumea a început să fie obosită și de o parte și de cealaltă. Din punctul ăsta de vedere, probabil că, probabil este o posibilitate pe care o consider din ce în ce mai apropiată, uh, situația va stagna uh, din ce în ce mai mult și se va ajunge probabil. Deci avem riscul să rămână, um, practic, că au mai fost asemenea gen de conflicte care să dureze ani de zile. Da, se mai spune despre aceste zone-zone gri și sunt niște conflicte înghețate, în general la granițele fostei Uniunii Sovietice sau mă rog, actualei Rusie. Rusia are un, o strategie specifică în care nu dorește și nu face în așa fel încât să nu aibă un potențial inamic la graniță. Are o zonă tampon. Când ajunge cineva prea aproape, creează această zonă tampon. Zonă deci tampon. Și în, în zona asta, în Crimea, este un pic, un pic diferit din punct de vedere istoric. Am înțeles. Ce ne puteți spune despre celălalt conflict din Fâșia Gaza, care din păcate riscă să ia și el amploare? Mă rog, acolo... Situația a fost uh, tensionată uh, de ani de zile, nu e practic o noutate. Cam de prin anii 50 a fost da, tot timpul tensionată și probabil tențio... că așa va rămâne, uh, pentru că zona este disputată, sunt multe aspecte și aici, atât religioase cât și teritoriale, sunt aspecte de națiuni, sunt de mândri, uh, și o zonă, o zonă care va fi, a fost și este o zonă, o zonă de conflict. Au fost mai multe războaie acolo. Acum, iarăși, este un, un război. De multe ori și aproape în toate situațiile consider că vina este undeva la mijloc, adevărul este undeva la mijloc, că ambele tabere au partea lor de adevăr și partea lor de mai puțin. Așa cum se întâmplă în majoritatea da. cazurilor. Da, vreau să vă întreb dacă considerați să tot pune această întrebare cu păreri pro și contra. Dumneavoastră ați prins să zic ambele perioade, respectiv legate de obligativitatea serviciului militar. Ați fost militar și pe vremea când era obligatoriu serviciul militar și după aceea. Ce ne puteți spune din punctul de vedere a dumneavoastră? Ar fi sau nu utilă reintroducerea serviciului militar obligatoriu? Aici eu sunt spre deosebire de foarte mulți colegi de-ai mei sau foști colegi de-ai mei. Sunt foarte categoric pe faptul că ar trebui reintrodus serviciul militar, dar nu în forma dinainte, care avea foarte multe aspecte negative. Cei care au făcut armata știu despre ce vorbesc cu, așa cum le spuneau veteranii, veterani, cu bibani, cu tot felul de practici. Da, cu acele nesan, șicanări anormale. și da. Da, aceste lucruri nu au fost niște lucruri, nu au fost pozitive, dar sub o altă formă, probabil pe o, o perioadă mai scurtă de timp, probabil într o zonă apropiată, cât mai apropiată de casă, cu un program flexibil sau cu un program cât mai scurt. Uh, ar fi cu siguranță, din punctul meu de vedere, o uh, variantă uh, bună, reintroducerea acestui serviciu, mai ales dat fiind faptul că întotdeauna am considerat că cel mai folositor și mai bun câine este câinele pe care le ai în curte, știți? Uh, și uh, o alianță, chiar dacă alianța NATO este clar, cea mai puternică alianță uh, din istorie, uh, o alianță te ajută, dar cea mai bună uh, soluție este cea pe care o ai la îndemână. Da, pă, și sigur, existau și acele avantaje legate de oarecare disciplinare și uh, ordonare a uh, tinerilor care în ziua de azi uh, un pic uh, sunt, uh, să zic așa, nu neapărat neputincioși, dar uh, ne, ne, neadaptați practic unei vieți uh, reale. Uh, și din punctul ăsta de vedere, știți, uh, probabil că cei care ne urmăresc sunt de acord cu, uh, cu aspectul acesta. Nu veneau cu plăcere, dar plecau uh, cu niște amintiri frumoase. Da, rămâneau uh. numai amintirile frumoase până da. la urmă. Uh, cred, că, cred că ar fi și o anumită uh, disciplină, o disciplinare a tinerilor. Uh, nu știu dacă este nevoie de această disciplinare, dar uh, probabil că ar avea și aspecte pozitive pe partea de pregătire fizică, de partea de pregătire psihică a, a tineretului, iarăși ar avea aspecte pozitive, pentru că ar fi uh, și acești tineri ar fi pregătiți pentru viață mult mai bine, ar fi uh, obișnuiți să vadă și lucrurile de jos, în sensul că poate mai apuc o mătură, sunt oameni care uh, ajung să profeseze și n-au măturat vreodată. Deci, văd cum este viața și de sus și de exact, jos. Exact, învață până la urmă să-și facă patul. Nu? Da. <laughs> da. Domnul colonel, ați ieșit în rezervă, totuși sunteți o persoană activă, sunteți o persoană implicată și de experiența căruia, cu siguranță, societatea mai are nevoie. Suntem într-un an al alegerilor, acum de tot tipul. Ce, ce părere aveți și cum vedeți scena politică? Deși, ca militar fiind, știu că nu puteați uh, să vă implicați foarte mult în viața politică, acum mai puteți. A, măcar o în calitate să fac o de observator. Nici măcar nu m-am implicat, nu am fost atent, de... tot timpul, uh, să fiu mai exact, tot timpul am fost atent la curtea mea, știți? Uh, mai ales, dat fiind dat fi faptul că am fost militar și am fost și comandant de unitate și comandant de garnizoană, am fost extrem de atent să fiu echidistant față de toate aspectele politice și chiar și religioase, chiar dacă sunt creștin-ortodox. Uh, deci, din acest punct de vedere, am fost echidistant. Sigur că, probabil ca oricare dintre noi, trebuie să fim atenți și am fost și eu la cele din jurul nostru, le-am urmărit, le-am văzut, se văd. Părerea mea este probabil similară cu a majorității celor care ne urmăresc. Din nefericire, nu ne îndreptăm într-o direcție bună. Văd că s-ar putea să greșesc, dar nu cred calitatea morală și calitatea, cum să zic, intelectuală a oamenilor care ne conduc scade din ce în ce mai mult. Sunt promovați niște oameni care nu au valoare, nu pot să discute cu celelalte persoane, nu pot să exprime ce gândesc și câteodată nu pot să citească nici măcar de pe o foaie. Deci nu mai vorbim de calitatea esențială a unui lider de a mobiliza masele sau pe cei din jurul lor. Deci aici cred că, sau poate mă înșel, este o direcție nu prea, nu prea favorabilă. Deci nu prea, prea... De punem accent pe meritocrație, să zic așa? Nu, mai mult pe nepotism, din câte se poate vedea, sunt promovați de multe ori niște tineri care nu au experiență în niște funcții de răspundere. Sunt oameni care, și am întâlnit de foarte multe ori, oameni care nu știau ce au de făcut la locul de muncă după ani bun de zile. Deci, nu știu dacă este, adică nu știu, nu este bine. Vedeți posibilă și credeți în uh, o alianță la nivel de județ. Uh, iată că câteva partide deja au uh, început uh, să închege o alianță pentru satul mare. Și aici vorbesc de Partidul Național Liberal, USR-ul. Am înțeles chiar că și Aurul ar cocheta cu această variantă pentru că se știe specificul județului și, sigur că da, uh, alegerile care ne pasc vor decide iarăși soarta sărmărenilor pentru patru ani. Eu am mai exprimat-o bine, nu în în public, dar în niște cercuri mai restrânse. Am o părere destul de clară în privința asta. Probabil și național avem o problemă cu unirea, că noi de-aia avem ziua națională de o zi a unirii, că avem o problemă cu unirea. Majoritatea statului, ziua națională de ziua independenței, să știți. Și noi avem o problemă cu unirea și la nivel județean am sesizat-o din nefericire de mai multe ori, inclusiv de 1 decembrie, acum la ultima activitate pe care am organizat-o prin de garnizoană. Am făcut eforturi deosebite ca să aducem la un loc asociațiile patriotice culturale din județ, câteodată chiar și, și persoanele cu un altă pregătire religioasă sau, mă rog, în prelați ca să nu mai vorbim de oamenii politici. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu dacă... Eu mi-aș dori foarte mult să fie o alianță, dar nu știu dacă se va realiza. sper din tot sufletul, să se realizeze. Probabil că sunt niște aspecte și sunt destul de convins că sunt niște aspecte de mici orgolii, de... Orgolii mărunte, interese importante. personale, da, da care da, pot... Da, da. Și poate și financiare. Da. Poate chiar și financiare. Mulțumim, domnule colonel, vă mai așteptăm să vorbim, sigur, despre lucruri interesante și, bineînțeles, vă dorim spor în activitatea pe care sunt cu siguranță că o să rămâneți un om activ în activitatea viitoare. Eu vă mulțumesc și am onoarea să vă salut încă o dată. Mulțumim, dragi prieteni, rămâneți alături de noi.